Bună, mă numesc Marian și pot spune că sunt un luptător. Spun asta după 14 ani de lupte cu leucemia și o spun cu zâmbetul pe buze. În ciuda tot ce mi s-a întâmplat, mereu am încercat să zâmbesc, indiferent cât de greu a fost și cât de neagră era toată situația, încercam să văd partea bună, indiferent cât de mică era aceea. Doctorii, mereu văzându-mă vesel, îmi spuneau că practic 40% din tratament este reprezentat de starea mea de spirit și acum, după 14 ani, pot confirma acest lucru. Singurul sfat pe care vi-l pot da este să rămâneți optimiști. Știu că este o perioadă extrem de grea, dar totul va fi bine.